Căpșunele sunt pline de vitamine și mult râvnite în perioada de vară. Colegul nostru, Victor Solonare, a găsit un crescător și i-a dat o mână de ajutor în pregătirea pământului pentru o roadă bogată și sănătoasă. Ia haideți să vedem cum s-a descurcat. Sergiu Iovița din Onițcani are 37 de ani, iar cu 4 ani în urmă a decis să cumpere pământ pentru a deschide o afacere de familie. Acesta crește cu mult suflet și dedicație gustoasele și mult așteptatele căpșune. Pur și simplu m-am trezit dimineața și tot mă gândeam ce să plantăm. Nu vroiam legume, nu... Și m-am gândit, dați, mai bine cu soția, hai să plantăm căpșune. Eu m-am construit 10 ari de seară, ca să ieșim puțin mai devreme, să prindem un preț mai bun piață. Și așa a devenit o afacere de acum de familie. A început cu o plantație de 30 de ari, iar acum are în grijă peste un hectar. Lucrările de pregătire a pământului încep din luna martie. Fertilizarea, prășitul, cultivatul și muncirea cu paie. Muncirea se face în modul următor, așa, să iei paiele. Se întind așa sub plante, să ridică fructul, să nu punem deasupra lui. Se pune așa ea între plante. Când se formează fructul, el nu crește pe pământ, dar crește pe paie. Când îl culezi, el e curat, frumos, chiar în caz că plouă. Nu se murdărește de la pământ. Tot rămâne curat. Lucrările în câmp sunt mult mai greu de executat fără un tractor care te ajută să transportezi toți baloții cu paie și respectiv să faci toate lucrările în câmp la cel mai înalt nivel. Acest tractor a fost procurat de către Sergiu cu 2 ani în urmă și este soluția perfectă pentru a realiza lucrările cu căpșunile. Nu aveți apă, nici nu vă gândiți să porniți un gen de afacere de genul ăsta. Că e neapărat. Noi avem aici un canal cu apă care se acumulează, apa vine din izvoare, din fântâni. Oricum, avem apa alături. Sistemul de irigare e obligatoriu. Prima roadă de căpșune, Sergiu o va strânge aproximativ în 3 săptămâni, iar prețul pentru un kilogram de fructe sănătoase și pline de vitamine va costa în jur de 30 de lei.